Bine, atunci. Da, puteți salut, începe. salut, Pompiliu, suntem în direct, adică în directul registrării noastre. Suntem pe Zoom. Eu sunt în Iași și tu ești, spuneai că... Sunt în Bușteni. Salutare, Ovidiu, salut pe toată lumea, pe toți cei care ne urmăresc. Am scăpat câteva zile din București și am zis să merg undeva în natură pentru că e mai... Sigur. E mai drăguț, e mai plăcut. Sigur, sigur. Spuneam adineauri în clipele în care am intrat în contact direct acum că Dan Spătaru, unul dintre cei care au împărtășit dinamic, a povestit ceva despre relația lui cu mișcarea și relația lui cu proiectul Share Your Run, pe care el îl susține internetic așa în România, mi-a zis că, măi, neapărat contactează-l pe Pompiliu. Pompiliu Constantin e așa o mină nesecată de povești. Și zic, ok, să contactez pe Pompiliu. Și după aia am aflat că tu ești cadrul didactic universitar ca și mine, că tu scrii o carte și tocmai ți-ai lansat-o de curând. Putem lega și acest lucru în împărtășirea dinamică, deși asta nu e o întâlnire de promovare a cărții, ci o întâlnire de promovare a experienței tale cu privire la mișcare, în orice formă ar fi ea. Da, mulțumesc încă o dată și mulțumesc și lui Dan pentru că m-a recomandat. Noi ne cunoaștem de ceva vreme în sensul că, hai să spunem că am fost colegi la Telecom. Da. El în zona asta de financiar, eu comentator sportiv care are și o activitate pe care o derulez. Uh-huh. Și într-adevăr, sunt și cadru didactic la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, deși eu am terminat istorie și sunt istoric de meserie. Uh-huh. Și într-adevăr, am publicat recent și o carte despre istoria clubului Rapid, dar n-aș vrea să insist pentru că îmi imaginez că nu sunt doar rapidiști cei care ne urmăresc. Da, da, dar cei, cei care sunt interesați o pot căuta pe internet și găsesc acolo detalii. E istoria rapidismului, parcă îi spune. Rapidismul este numele. Rapidismul, da, da. De altfel, să știi că am profitat de informația care am aflat-o și m-am uitat un pic pe internet, am văzut că introducerea este promovată de către editor și de acolo mi-au atras atenția 1, 2, 3, 4 idei, 4 citate deja numai din introducere și vreau să ți le spun ca să vezi ce mi-a atras atenția din ceea ce ai pus tu în introducere, dacă îmi permiți. Da, sigur, sigur. Prima idee este, pe parcurs mai bine de 10 ani, pornind de la o lucrare de licență realizată la Facultatea de Istorie a Universității București în 2008. Asta defineai tu arcul de timp în care a fost gestația acestei lucrări. Și că tu nu ai scris o carte așa, adică acum, în prezent, în trecutul imediat, ci, de fapt, pasiunea ta pentru ceva are istorie, știi? By the way, știi, fiind și istorie. Și după aia, a doua idee, care mi s-a părut că merită să fie scoasă în evidență, este... ceva de genul rapidismul ca boală, ca o boală a entuziasmului. Și metafora asta, boala entuziasmului, eu n-am mai întâlnit-o. E o metaforă tare, e o licență poetică care merită să fie pusă în circulație. A treia era că sunt multe voci acolo, sunt multe perspective despre rapidism spuneai una dintre ele că este o mișcare sportivă, dar poate fi văzută și ca protest politic. Știi? Și spuneai lucrul ăsta interesant, așa, multiplicitatea de perspective care uneori intră în legătură și pot să definească într-un mod așa interesant, în cazul ăsta, ideea de rapidism, ideea de mișcare sportivă. Și a patra idee care am găsit-o acolo, care aș dori să o înțeleg de la tine, nu neapărat astăzi aici în interviu, dar dacă se poate foarte bine, dacă nu, cine știe, pe la un predeal împreună sau pe la o cursă care vom alerga împreună. A patra idee este rapidismul și a menținut o înfățișare care a vrut să simbolizeze corectitudinea. Știi? Și mi s-a părut și asta frapant, așa și interesant. Asta sunt cele patru lucruri care numai din introducere, îmi dau seama cât ar fi să citesc toată cartea, cred că am avea multe lucruri de comentat sau de discutat despre asta. Dacă vrei să alegi oricare dintre aceste lucruri, să spui ceva despre ele, sau poate vrei să spui altceva legat de începuturile sau inflexiunile tale cu privire la mișcare. Tu, istoric, tu mișcare? Da. Mișcare pentru că întotdeauna am făcut mișcare, deși trebuie să recunosc că la educație fizică n-aveam cele mai bune note. Uh-huh. Dar asta n-a fost neapărat niciodată o problemă pentru mine, adică cel puțin notele în esență la școală pentru mine n-au reprezentat un obiectiv. Uh-huh. A fost mai degrabă ideea asta de a mă relaxa și a mă distra. Iar alergarea, culmea, că n-am descoperit-o
bun în copilărie, hai să zicem că eu am crescut în mediul rural și în mod natural mergeam, ieșeam afară pe dealuri, alergam, jucam fotbal, adică fiecare zi, 2-3 ore cel puțin eram... Adică viața era definită de mișcare. Viața avea mișcarea în ea, în mod natural. Exact. Urmă, când am plecat la Buzău, la liceu, pe urmă la facultate în București, la Bruxelles, cumva s-a estompat mișcarea asta, pentru că nu neapărat că n-am mai simțit nevoia, dar nici nu prea aveam pe unde să ies, nici nu aveam cu cine. Deja mă și angajasem, la un moment dat am avut chiar vreo 3 joburi și timpul mi-era imposibil să... Era imposibil să fac așa ceva. Și culmea, au fost vreo 2 oameni care, sau vreo 2 contexte care m-au determinat să mă apuc de alergare. Pe de o parte, unul ar fi jurnalistul Marian Chiriac, care și el este alergător și care are revista Alerg cu un roș și la un moment dat, prin, cred că 2008-2009, am făcut un curs de știința știrilor la Centrul pentru Jurnalism Independent cu Marian. Marian era trainerul nostru, ne povestea despre cum trebuie să faci știrile, să le verifici, cum să faci investigații. Ei, și pe parcursul acestor întâlniri cu el, care au durat câteva luni, evident că împărtășeam pasiunile fiecăruia și Maria ne povestea cum aleargă, cum merge la maratoane, cum merge cu bicicleta, că prin București se mișcă cu bicicleta și mi s-a părut așa interesant și întreba, păi Maria, dar cât alergi? Păi cât să alergi? 21 de kilometri, 43, wow, poți să alergi atât de mult? Păi da, toți puteți să alergați dacă vreți. Și zis, ok, hai să încerc. Și atunci m-am apucat cât de cât de, mai să spunem, în mod organizat, în mod cât de cât metodic de alergare, după care știi cum se întâmplă, te apuci de ceva, după care dacă n-ai motivația suficientă, te lași te lași puțin acaparează altceva. Cu alte cuvinte, acest metodic pe care l-ai avut o parte de timp, după care a intervenit ceva, ți-a distras atenția de la acest metodic. Da, nu participam la competiții și poate că asta nu m-a stimulat, pentru că pe urmă am sesizat că înscriindu-mă la o competiție pentru, nu știu, peste 6-7-8 luni, cumva m-a obligat să mă și pregătesc. Știi? Neavând un obiectiv foarte clar setat, alergam când aveam timp, când simțeam cât de cât... Am înțeles. Dar... Deci competiția ca obiectiv îți folosea, te tracta. Da. Te organiza cumva. Trebuia să-mi setez niște targeturi ca pe urmă să mă pregătesc pentru a le atinge. Simpla participare la eveniment cumva mă obliga, știi, să mă antrenez ca să nu mă duc acolo nepregătit. Deci, practic, după, cred că vreo jumătate de an în care am alergat așa când și când, inspirat de poveștile lui Marian Chiriac, după care am abandonat și prin 2011 am ajuns în Belgia, la Bruxelles. Am descoperit niște fast food-uri extraordinare și m-am îngrășat destul de mult. Adică în câteva luni acolo am luat vreo 10 kg și mi-am dat seama că ok, trebuie să fac ceva să dau acele kilograme. Deci, practic, dacă este să mă joc cu ce ai spus tu despre influența lui Marian Chiriac, influența lui a fost efectivă 6 luni. Da, efectiv 6 luni, da. Da. Și după care s-a întâmplat ceva. Da, dar în timpul ăsta îl mai urmăream pe Marian, că pe urmă am descoperit Facebook, asta e altă chestie. Și l-am urmărit pe Marian, care tot punea, share-uia evenimente, a lansat proiectul ăsta cu alerg.ro și cumva am continuat. Dar, într-adevăr, 6 luni, hai să spunem că a fost efectul, pentru că am descoperit gustul și am văzut cam ce trebuie să fac pentru a mă pregăti cât de cât, pentru că am început să citesc articole, am găsit pe internet tot felul de grupuri de alergare, site-uri care îți oferau informații și mi s-a părut interesant. Dar, în primul rând, cred că din lipsă de timp și comoditate n-am mai... Până am ajuns la Bruxelles. Și pe urmă, la Bruxelles am intrat, pe de o parte, cum ți-am spus, mă și îngreșasem cam mult. Da, și ăsta a fost un semnal pentru tine. Da, și pe de altă parte, cred că totodată am intrat într-un mediu unde colegii mei de acolo toți alergau, toți făceau sport și am rămas cumva impresionat. Noi la facultate, uite, asta e un lucru care nu există în România.
Universitatea îți dă acces gratuit la toate facilitățile sportive ale universității. Eu n-am văzut, cel puțin la Universitatea București, chiar și la UNEFS. Nu știu dacă în România există vreo universitate care să-ți ofere ca student acces gratuit la toate facilitățile sportive. Ceea ce se întâmplă în Bruxelles. Ce se întâmplă în Bruxelles, da. Adică puteai să te duci la fotbal, tenis de masă, alergare, orice. Te puteai înscrie și te duceai când voiai tu. Adică nu te obliga nimeni. Nici măcar nu îți dădeau niște puncte în plus dacă vrei să urmezi în mod meticulos, dar eu n-aveam nevoie, adică eram la doctorat și nu ăsta era obiectivul, sigur. Obiectivul, da. Așa că m-am folosit de, hai să spunem, infrastructura celor de la universitate și mă duceam cu colegii mei practic pentru socializare, fie să alergăm, să jucăm tenis de masă, stăteam chiar lângă o pădure, de fapt universitatea era lângă o pădure și zi de zi vedeam oameni care merg să alerge acolo și cumva m-a incitat lucrul ăsta pentru că, bun. Deci exista și ai avut și niște oportunități, niște stimulări, niște exemple în jurul tău care te-au mobilizat, sau arătat că e posibil. Da, da. Erau aproape de tine, erau accesabile. Da. Adică atunci stăteam și mă gândeam, zic, băi, dar eu în București n-am văzut oameni alergând atât de des. Deși, bun, mergeam și în parcuri, pe străzi, comparativ cu astăzi. Adică astăzi mă uit în București și văd oameni care alergă pe lângă blocul meu, deși nu e nimic atractiv pe acolo, dar sunt oameni care fac mișcare indiferent de mediu și cred că lucrul ăsta s-a schimbat foarte mult. În ultimii 10 ani, cel puțin, alergarea de masă a căpătat o amploare extraordinară și asta m-a impresionat în Bruxelles, pentru că am văzut foarte mulți oameni alergând, oameni tineri, bătrâni și totodată colegii mei care, iarăși, m-au invitat în vreo două rânduri, au zis, ok, nu contează cât de repede alergi, vii cu noi, pentru că la un moment dat alergăm 4-5 km cât se poate de încet, pe urmă fiecare cum poate. Și a fost și o modalitate de socializare cu ăsta. Și am continuat, fără un obiectiv anume, dar am continuat să alerg pentru că mi-am dat seama că dacă alerg pe distanțe mai lungi de 5 km, cam 10 km, și într-un ritm suficient de relaxant, pot să-mi fac planul pentru a doua zi sau pentru o săptămână sau pentru viitor. Și mi s-a părut că în momentul ăla pot să văd foarte clar ce pot să fac. Adică e totodată, bun, nu e ușor să alergi, sau nu era ușor să alergi la vremea respectivă, așa, și totodată mi-am dat seama că ca să trec peste uzura alergării, așa, pot să fac planuri și să mă gândesc la lucrurile pe care le-am de făcut, nu neapărat în viața de zi cu zi, dar și așa, peste viitor, făceam deci, tot felul deci, practic, tu acum spui ceva de genul că în acea perioadă, așa înțeleg eu din ceea ce spui, perioadă, ajungând să alergi până la 10 km, ai început să vezi mai clar ceva, ca și cum ai pune în balanță, știi, investiția asta pe care o ai în mișcare, uzura, costul alergării, să spunem, și de timp, și așa, tot ce este, dar cumva îl pui în legătură cu restul vieții tale. Adică ca și cum acum descrii un proces de integrare a mișcării, a alergării în viața ta. Fără îndoială, da. Și în care viața ta devine descriptibilă de acum înainte că are și alergarea prezentă, nu? Exact. Ca un hobby sau ca o întâmplare sau ca o... Hai că eu am o competiție și hai să mă pregătesc. Acum mișcarea cumva devine parte din viața ta. Așa este, da, așa este și asta în condițiile în care eu nu neapărat că eram împotriva alergării, dar nu vedeam alergarea în sine, atletismul, dar ca un exercițiu care să mi se potrivească, adică, bun, acceptam să merg să alerg dacă joc fotbal sau dacă joc tenis, dar să alerg așa, că mai am prieteni care îmi spun, dar alergi așa 5-10 km fără să faci nimic, Fără să faci nimic, nu? Da, adică ca și cum n-ar avea sens, nu? Ca și cum n-ar avea sens. Da. Și încerc să le explic, da, știi, pentru mine e un sens, am găsit un sens. Adică, ai găsit un sens. Și de asta mie îmi place și alergarea în parc, în oraș, dar mult mai mult îmi place alergarea în natură, pentru că cumva mă regăsesc cu alergarea din copilărie, adică am crescut și într-o zonă de munte și mai ales când merg la munte mă simt excelent, chiar dacă întotdeauna alerg.
Îți aduce acasă dintr-o dată cu tine, acolo unde alergi. Da. Și îmi plac peisajele. Adică mi se pare fascinant așa, să alegi prin pădure sau să vezi tot felul de văi, munți. E relaxant. Da. Uh-huh, uh-huh. Da. Te conectezi la ceva care are importanță pentru tine. Sigur. Uh-huh. Făcând aceste călătorii prin văi, sigur, prin munți. Astea sunt ca niște, nu știu, reîntregirele tale, ținând cont de faptul că tu știai cât de importante sunt pentru tine sau ai descoperit importanța lor pentru tine tocmai pentru că te bucuri de fiecare dată, că te bucură, că te încântă. Da, cred că ambele, pentru că știam că sunt importante și... Teoretic, dar acum le știi trupește, le știi pas cu pas, le știi transpirând, le știi... Punând în balanță. Și cumva și retrăiești tot felul de senzații din copilărie. Adică eu, când mi-aduc aminte, când eram mic, casa bunicii mele era în pantă. Și de fiecare dată mi-aduc când urc muntele, da, cumva simt că urc dealurile respective sau, mă rog, panta respectivă. Când eram mic mi se părea foarte, foarte mult. Acum vezi, ne oferi acum un sens foarte tare, un sens foarte propriu, autentic, și anume... Tu când alergi la munte sau pe dealuri, în ghilimele, aiurea, când alergi aceste pante, de fapt poți să spui că alergi pantele vieții tale, alergi pantele copilăriei tale, că îți poți imagina că acolo este o bunica undeva care poate iubi sau care poate griji. Adică lucrurile astea au sensuri foarte personale. Fără doială, sunt convins de lucrul ăsta și de foarte multe ori când alerg, mai ales dacă particip la competiții de semi-maraton sau maraton montan, la 42 de kilometri, adică știi foarte bine probabil că nu alergi non-stop, te mai oprești, mai admiri un peisaj și mie asta îmi place, adică chiar dacă pierd 2-3 minute, prefer să stau să admir un peisaj și să mă gândesc la tot felul de lucruri. Așa cum ți-a spus, fie legată de copilărie. E un răspuns excelent la întrebarea cum așa, alergi pentru nimica? Și spui, nu, stai că indiferent de contradicția în care sunt uneori, mai și admir priveliște. Asta face parte din pentru ce alergi, printre altele. Exact. Da. Și asta mă amuză foarte mult când merg la competiții și evident că îți dai seama de oamenii care alergă pentru prima dată sau a doua oară sau care trag prieteni după ei și care se simt chinuiți cumva de ipostaza în care se află și îmi place să ascult, chiar dacă nu e frumos, ascult ce vorbesc alții pe lângă tine, dar involuntar îi auzi și le auzi vaietele sau, hai să spunem, reproșurile pe care le adresează prietenilor, că unde m-ai adus, de ce m-ai adus aici, că e obositor și la sfârșit totuși să-i vezi zâmbitor și că a fost foarte tare, că le-a plăcut. Că... Adică, dincolo de costurile alergării, iarăși revin la metafora cu costurile, la un moment dat, unii ajung să vadă beneficiile, să guste din satisfacție. Alții vorbesc chiar în termenii de să simți, știu eu, pompând adrenalina aceea de... din parcurs sau de la final, când treci în linia de final. Unii se bucură și de această trăire chimică, aproape biochimică, a efortului trăit după ce l-ai terminat. Adică am terminat, deci dau un sens efortului altul decât doar suferința. Așa e, Ovidiu, și pentru că ai menționat tu de efectele astea biochimice, să știi că unul din primele lucruri care mi s-a părut m-a impresionat în perioada când alergam la Bruxelles, a fost chiar lucrul ăsta, pentru că ți-am zis, mă îngreșeasem vreo 10 kg, nu mă mai simțeam prea confortabil în corpul meu și când am început să alerg, bine, la început mi-a fost greu, dar pe urmă, când deja alergam 3-4 km în mod constant, mă simțeam foarte, foarte bine și simțeam că am eliminat toxine, deși, nu știu, cât de multe. Da. Dar aud efectul reluării unei relații cu propriul tău corp. Începeai să grijești cumva ceva și să te obișnuiești cumva iarăși cu propriul tău corp. Și asta, răspunsul acesta era unul foarte favorabil. Aveai față de nu mă simțeam în propriul meu corp, acum începeai să te resimți bine în propriul tău corp. Exact, da. Și simțeai că până la urmă ai făcut alegerea corectă, adică sunt mulți oameni care, și din propria experiență, lucrând în sport de atâta vreme, mă întâlnesc cu foarte mulți sportivi sau oameni, sportivi amatori chiar, care își dau seama după o anumită perioadă că n-au ales sportul potrivit. Și ajung poate să regrete, deși eu
cred că, până la urmă, din orice experiență ai de învățat, dar mulți chiar regretă că au ales alergarea sau fotbalul sau orice alt sport. Și probabil că și asta, faptul că am avut satisfacții după alergare, cumva mi-a confirmat faptul că am... Ai ales bine, ai ales potrivit. Poți să te hrănești din fructele acestei acțiuni, acestor interacțiuni între tine și corp, corp și natură, corp și mediu, și oamenii cu care te înconjori, că așa cum spui, nu faci practici asta doar solo, izolat. Ajungi să-l faci și cu ceilalți. Mai sunt și alți oameni care văd asta la tine și te sprijină? Ai suporteri într-o mișcare? Da, oamenii din familie chiar s-au bucurat și cu fratele meu chiar am alergat de multe ori împreună. Nici el, la fel, nu era alergător, deși el, ca în copilărie, profesorul de educație fizică l-a propus pentru curse de anduranță și chiar la 10-12 ani a câștigat niște concursuri la nivel local, dar pe urmă nu a continuat, a preferat să se orienteze pe carte, pentru că părinții îți spun să te orientezi pe carte, face asta. Și a redescoperit și el alergarea după o pauză de mulți ani și chiar a participat la multe concursuri împreună și a fost foarte... foarte distractiv. Chiar de multe ori alegeam să alergăm împreună, deși poate că unul era capabil să alerge mai repede decât celălalt, dar mai discutam pe traseu, făceam poze. De asta, la mine niciodată n-a reprezentat un obiectiv să termin o cursă într-un anumit timp. Pur și simplu am preferat, bun, însetezi de la start oricare obiectiv. Un deziderat, dar el nu devine principalul. Exact, adică sunt foarte mulți factori și asta iarăși te învață alergarea, că sunt foarte mulți factori care pot să apară într-o cursă, la fel cum e și în viață. Da. Adică și practic asta cred că ar trebui să, sau atunci când încurajezi pe cineva să alerge, mai ales pe distanțe lungi, cred că asta ar trebui să înțeleagă, să poată să facă o paralelă între alergare și viață, pentru că pot să apară niște obstacole neprevăzute, trebuie să vezi cum te adaptezi din mers ca să le depășești și cred că asta e o lecție pe care alergarea ne oferă. Da. Deci, ca să revin la întrebarea ta inițială, sunt oameni și în familie care îmi susțin demersul ăsta. Chiar și părinții mei, care vorba aia, sunt destul de în vârstă. Când mai aveam alergări la Brașov sau în zona în care locuim noi, veneau până acolo să ne susțină. Deci, suporteri adevărați, nu doar emoțional. La fel, rude, verișori, și când mergeam în Brașov iarăși, pentru că acolo am foarte multe rude, să alerg și acolo de obicei alerg 2-3 semi-maratoane pe an. Veneau și ne așteptau la sosire, cel puțin, cu tot felul de pancarte, adică era reconfortant. Era un spectacol pentru tine. Da. O sărbătorire în comunitatea voastră, în familia voastră, dincolo de sărbătorirea mare, că toți alergătorii sărbătoresc acolo la final. Da, lucru pe care, sau cel puțin în străinătate, am văzut că este ceva uzual. La noi încă publicul susținător e unul redus, dar ce am văzut în alte țări este uluitor. Ce câștig aduce? Că tu ești ca un român care dus pe afară, că și eu am pățit lucrul ăsta, care revenit, vede că anumite practici, cum este practicarea asta a unei vieți mai degrabă în mișcare decât doar static, care vede că anumite practici pot fi experimentate și aici, și treptat, poate că unii prind drag de asta. Ce aduce asta în viața celor care îndrăznesc să facă asta? Că oare nu-i contracultural, oare are sustenabilitate? Tu cum vezi acest trend? Nu cred că e contracultural. Dimpotrivă, eu făcând așa o comparație cu trecutul și discutând cu oameni care au practicat sport și în perioada comunistă, mulți îmi povesteau, știi, noi aveam concursurile astea de masă, de 1 mai, 23 august, toți eram chemați să alergăm împreună, erau mulțimi de oameni, doar că atunci mulți erau obligați să vină. Dar acum își aduc aminte de acele momente ca niște amintiri plăcute, deși atunci era cum o corvoadă pentru ei, pentru că mai ales cu colegii mei de la universitate vorbesc. Mulți au fost sportivi și au fost legați de zona asta și spuneau, băi, noi atunci chiar percepeam că e un chin să mergem să alergăm de 1 mai, ne pregăteam, ne duceau nu știu unde, trebuia să alergăm 5 km, 10 km, când eu voiam să stau acasă. Și era un chin. Dar astăzi percep ca niște lucruri pozitive. Cred că schimbarea este de...
să spunem, de voluntariatul persoanei care face lucrul ăsta. Astăzi îl facem în mod voluntar, atunci era obligatoriu, dar până la urmă efectele sunt aceleași. Adică acum aceasta este o alegere a noastră, face exact. Parte din libertățile noastre și exact. Ne asumăm ca o direcție a vieții, ca o experiență evident. Pe care ți-o planifici tu și de care te poți bucura. Dacă fac legătura între ceea ce mi-a tras atenția din introducerea cărții cu aceste aspecte, pentru că mi-a venit în minte exact acum, practic cei care mergeau la 1 mai la 23 august erau obligați să vină la o mișcare sportivă, care nu era a lor, era impusă, da. Și au trăit-o ca nefăcând mișcarea ca pe un adevărat protest politic, adică ca să zic așa, știi? Și acum exact. ar fi un fel de... mișcare a fost, atunci nu era mișcare sportivă, era o mișcare politică, era obligatorie și ăsta a devenit un protest sportiv, știi, acum, un protest sportiv inversând metafora. Ca acel adolescent rebel care e pus să facă ceva și face tocmai contrariu pentru a-și asumina autoritatea. Da, care sabotează cumva intenția organizatorului. Dar interesant este că chiar și așa, în contexte mai degrabă impuse, uneori chiar abuzive, nu? Oamenii reușesc să găsească, să dea sensuri de socializare, de așa aminti ce... Până și mă gândeam azi noapte, cred, dimineața când m-am trezit, mă gândeam puțin la armata. Am visat pe colegi din armată și zic, măi, uite cum am amintiri despre armata, care în general n-a fost o experiență nobilă și nu neapărat pe care mi-aș dori, o să o repet. Dar cum am știut noi, așa tineri cum eram, să scoatem untul din momentele alea, să ne bucurăm de viață, să facem prietenii? Că oamenii găsesc, au posibilități extraordinare de a-și găsi loc, de a umaniza viața lor, chiar în condiții dramatice uneori. Și cred că și acele 1 mai și 23 august, care alergau așa pentru că trebuia, dar oamenii au știut cumva să găsească ceva pe care acum, cum spui tu, și amintesc cu drag de lucrurile acelea pe care ei le-au putut face pentru că au vrut ei. Așa e, Ovidiu, apropo, pentru că ai spus de armată și de experiențele din armată, ăsta chiar e un subiect care mă fascinează și am zis că la un moment dat o să fac o cercetare în sensul ăsta, pentru că am auzit la toți oamenii din generația tatălui meu și chiar mai în vârstă tot felul de povești fantastice. Deci cred că s-ar scrie niște cărți uluitoare pe seama experiențelor și a farselor, chiar și a dramelor, pentru că au fost și drame în contextul ăsta. Da, e... Da. Mă înscriu, să spun povești. Da, pentru că... Da, pentru mulți a fost într-adevăr o perioadă dramatică, alții au reușit să, tocmai prin această improvizație și tot felul de... această socializare, într-adevăr, pe care i-ai amintit-o și tu, au reușit să treacă peste abuzurile care erau frecvente și în... Dar tu, ca istoric, Pompiliu, tu și prin cartea Rapidismul faci asta, legi aspecte de viață dinainte de 89, de aspecte de viață după 89. Am sentimentul că ești ca un istoric care creează punți peste etape de viață al României, în cazul nostru, ale mișcării sportive din România, care face, dă sensuri, creează, caută continuități, caută, nu știu, descrieri tari care să ne facă să înțelegem cum ceva devine peren sau care sunt forțele, puterile, sursele unei astfel de mișcări care continuă de atâția zeci de ani, cumva. Da, pentru că până la urmă totul e o transformare. Asta e un cuvânt care mie mi se pare că ar trebui folosit mai des și în istorie. Istoria nu are niște bariere bruște, așa, deși noi istoricii lucrăm cu, hai să spunem, delimitări de epoci, perioade de domnie și așa, însă astea se întâmplă la nivel administrativ. Omul obișnuit nu percepe lucrurile astea, adică 476, când a căzut Imperiul Roman, oamenii din Imperiul Roman nu știau ce s-a întâmplat, adică ei au aflat peste câțiva ani, așa cum și astăzi în România mai găsești oameni undeva în vârf de munte care nu știu că Ceaușescu nu mai e președintele României. Adică trebuie să vedem lucrurile la un nivel ceva mai nuanțat. Nu? Aud că tu vorbești ca o persoană care este curios, este interesat și de cum trăiesc oamenii istoria sau istoriile lor. Da, istoria nu e făcută în mare parte de liderii politici, dar nu înseamnă doar istoria acelor lideri politici, a armatelor care s-au confruntat. Istoria, până la urmă, este și istoria vieții de zi cu zi,
repet, a transformărilor pe care oamenii le-au cunoscut de-a lungul timpului, istoria culturii, istoria religiei și așa mai departe. Da, tot... Și gândindu-te din perspectiva aceasta, abilităților pe care le ai de istoric care s-au preocupat de mișcare, de jurnalist care este implicat în aspecte sportive în România, cum vezi prezența acestei mișcări, poate de masă, poate te numi de masă, că nu e sport aici, poate că este sport de masă, nu știu, poate că termenii ăștia sunt mie prea îndepărtați și tu ca jurnalist, ca cercetător, le poți pune mai bine în ordine. Cum vezi devenirea asta în România? Încotro mergem? Și ce vei face tu peste 10 ani? Vei continua să te miști? Eu, fără îndoială, voi continua să mă mișc și cred că tot mai mulți oameni vor continua să se miște. Eu cred că este în creștere totuși fenomenul, deși la nivelul infrastructurii lucrurile se mișcă mai greu, dar cred că dorința oamenilor de a face mișcare este mai rapidă decât ține pasul. Da. Îmbunătățirile infrastructurii în țara noastră. Acum, noi avem un mare avantaj, adică trăim într-o lume în care ne putem mișca foarte repede și dacă nu îți convine să faci mișcare în orașul tău, te poți înscrie să alegi un maraton la Barcelona. Și în felul ăsta îmbini utilul cu plăcutul sau faci turism sportiv, că văd că e la modă deja în perioada asta. Deci cred că e un fenomen care va crește și... Chiar analizam zilele trecute cum a crescut Maratonul Internațional București, spre exemplu, care acum 10 ani avea, nu știu dacă avea 1000 de participanți, acum are 20.000. Adică e clar, o creștere. Rețelele de socializare ne-au adus un mare plus pentru că putem să constituim astfel de grupuri și să ne strângem mai ușor, să găsim foarte multe idei de și trasee de alergare. Deci eu cred că e un fenomen care va crește. Văd iarăși foarte mulți părinți care vin cu copiii la astfel de evenimente și cred că și ăsta e un aspect pozitiv. Și cred că, tocmai în mod paradoxal, perioada asta de pandemie va fi benefică, pentru că am auzit tot mai mulți copii sau părinți de copii uimiți că ai lor copii nu mai vor să stea în casă să se joace pe computer și vor să iasă afară să alege. Lucru pe care nu prea l-auzeam înainte de pandemie. Așa că un an de stat în casă, în perioada asta, cred că s-ar putea să aibă, culmea, efecte pozitive. Încurajator, da. Este ai vreun exemplu de situație din experiența proprie de alergător care te încredințează că vei continua? Ai o istorie personală motivatorie care este acolo prețuită de tine și poate împărtășită și altora în alte situații, care ți este dragă și care este ca un reper pentru faptul că, uite, pentru asta sigur că o să continui. În primul rând, pe mine mă motivează să continui participarea asta la maratoane montane. Ok. Și în cadrul maratoanelor montane, tocmai imprevizibil, faptul că, spre exemplu, am avut o cursă la maratonul Moeciu acum câțiva ani, în care am prins și ploaie, și ninsoare, și grindină, și soare în 8 ore cât am alergat. Da. Ceva uluitor. Am văzut curcubeu, am văzut cerul înorat, adică practic într-o zi... Ai văzut un an de zile de meteo în 8 exact. Ore. Da. Exact, da. Și sunt senzații pe care vrei să le retrăiești. Adică, până la urmă, cred că asta mă motivează. Dorința de a retrăi acele senzații. Faptul că, și totodată, cred că este și, nu știu neapărat dacă e o chestiune egoistă, dar vreau să îmi demonstrez mie că pot să termin încă multe maratoane. Nu mi-am setat un număr. Semi-maratoane. Oricum eu de obicei alerg cam 1-2 maratoane maxim, prefer să rămân la semi-maratoane pentru că mi se par mai accesibile. Da, da. Dar da, eu sunt convins că și peste 10 ani, 20 ani... Ai spus foarte frumos, atent așa și autojudicativ, că poate că sunt egoist când zic să îmi demonstrez mie. Și mă gândeam acum, în clipa aia, în mintea mea, am început rapid să caut definiția mea operațională a egoismului, știi? Și mă gândeam acum că, când tu îți propui ție ceva, păi îți propui ție, n-ai? În raport cu ce să fii egoist? Ca să fii egoist trebuie să fii în raport cu altcineva. Și repede încercam să dezbat în mintea mea dacă într-adevăr ai putea să spui că ești egoist sau nu și ziceam, nu, tot eu răspundeam.
Nu, Pompiliu nu este egoist, pentru că Pompiliu, de fapt, își propune o țintă, un obiectiv. El, de fapt, are grijă de ceea ce își dorește el. El prețuiește ceva spunând asta și el nu ia de la nimeni. El, nu ia, el își dăruiește lui. Da, corect. Doar, așa este. Doar că de multe ori, da, lucrând în medii atât de variate și oamenii mă cunosc că particip frecvent la maratoane și mulți dintre ei, nu neapărat că sunt ironici, dar văd maratoniștii, sau cel puțin asta este percepția mea, n-am stat să fac un sondaj de opinie. Da. E o percepție deocamdată, da. Mulți consideră maratoniștii ca niște, poate niște narcisiști și niște egoiști. Și cred că de multe ori încerci să te raportezi și la opinia altora, cum te, încerci să te conturezi și cum, în funcție de cum te văd alții. Dar, și dacă ar fi să explorăm această observație anecdotică a ta, că unii parcă se raportează așa, față de maratoniști. Evident că acești unii nu sunt maratoniști, așa îmi imaginez eu, că nu sunt maratoniști, dar ei care văd fenomenul omului maratonist, ar putea să spună că ar fi narcisiști și egoiști. Cum explicăm asta? De fapt, ce văd ei și interpretează așa? Mi-e greu să... Sau ce nu văd ei, știi? Pentru că e clar că dacă ei văd ceva și din ceva ăla ei interpretează că asta e egoism, domnule, asta e egoism sau... Asta e narcisism, își face numai treaba lui pentru el. Cred că ei văd numărul mare de postări al maratoniștilor pe Facebook. Prin care se promovează așa, nu? Și asta cred că îi deranjează, da. Și asta îi deranjează. Pe de o parte, însă, eu sunt conștient că oamenii care și eu când postez ceva, îmi doresc să împărtășesc faptul că, uite, fac mișcare și n-ar trebui să vă fie jenă să faceți mișcare. Adică putem să participăm împreună la tot felul de... Într-un fel, aud că tu împărtășești bucuria ta, că ai reușit. Fără îndoară. Nu în sensul că apui o poză în care să spui, ha-ha-ha, voi stați acasă. Exact, nu în sensul ăsta. Dar cei care stau acasă... care poate ar dori să facă mișcare, dar din varii motive n-au ajuns, nu au sau nu cred că este posibil sau nu cred că este valoros, când văd imaginea aceea, s-ar putea ca asta să-i provoace să se autojudece cumva, să se simtă ca o disonanță, spunem noi, cognitivă. Posibil. Pentru și atunci să judece așa, negativ. Da, pentru că mai văd comentarii, iar ați blocat orașul, nu mai putem să circulăm din cauza voastră toată ziua și... E adevărat asta. Iar ați blocat orașul. Aș vrea să fiu și eu cu voi, știi, cam așa ceva. Da, și... Da, bun, acum fiecare crede ceea ce... Adică fiecare are o poziție de pe care privește aceste exemple, aceste situații, da. Da, fără de-a, încerc să te pui și în pielea celuilalt, să înțelegi și pe celălalt până la urmă. Da. Da. Și există fair play în alergare? Da, există. Există fair play în alergare. De fapt, da și nu, adică ca peste tot. Sunt și situații în care există. Și dacă ar fi să descrii o situație în care fair play-ul a fost vizibil pentru tine sau pentru... Au fost multe situații. Spre exemplu, eu am trăit multe astfel de situații, mai ales la maratoanele montane, când în fața mea am văzut oameni care s-au accidentat, mai ales la maratoane organizate primăvara, în martie, la Brașov am avut un maraton acum câțiva ani și chiar în fața mea au alunecat două persoane și, bun, nu era ceva riscant, dar au căzut undeva în lateral câțiva metri în pădure și toată lumea din jur s-a oprit să le ajute pe fetele respective. Oamenii au creat, adică toți am creat un lanț până când a ajuns cineva la ele și au putut să revină în concurs. Da. La fel am văzut, eu însumi la un moment dat i-am dat, aveam o pelerină de ploaie în plus la mine și ne-a prins ploaia tot la Brașov, la un maraton montan. Și am dat persoane respectiva pelerină, n-am mai recuperat-o, dar nici nu m-a interesat. Adică, asta era important, da. Nu, asta era important. M-am bucurat că omul, i-am putut fi util omului, deci și la fel cineva la un concurs montan mi-a dat mie un baton pentru că nu mai aveam și mi-a zis, uite, dacă ai nevoie poți să-l iei. Aveam ceva crampe și aveam un baton care avea și niște săruri și mi-a zis, ok, uite, dacă vrei, ia-l că mie nu-mi trebuie, dacă n-am avut probleme până acum, nu o să mai am. Și dat batonul, i-am mulțumit, nu m-am mai întâlnit, la fel, la sfârșit nu știu unde persoana respectivă a terminat înaintea mea, nu am mai văzut niciodată, dar momentul a fost foarte plăcut. Cam la fiecare cursă
ajungi să vezi cât un moment din ăsta de fair play. Da. Adică ceva să... care sfidează, știu eu, principiile competitivității, de dragul locului întâi, sau mai știu eu ce, a poziției în clasament. Sau... Ceva care, de fapt, subliniază alte valori de ajutorare interumană, de, nu știu, de grijă pentru celălalt, nu? De bucuria exact. De a fi împreună și poate merităm să păstrăm această bucurie, să nu lăsăm suferința să intervină între noi. Da. Și mie mi se pare că o dovadă de fair play sunt toate acele încurajări, pentru că văd, da. Sunt alergători cu experiență care preferă să alerge încet și vin cu oameni noi lângă ei. Corect. Și îi încurajează pe toată durata cursei. Corect. Spune ok, dacă vrei putem să mai facem o pauză. Adică și astea sunt clar niște dovezi de fair play și cred că asta de multe ori pot conta mai mult decât... foarte multe alte lucruri, atâta vreme cât încurajezi pe cineva să facă mișcare și îl ajuți în detrimentul tău, pentru că tu ai putea să ajungi mai repede la finish fără îndoială decât persoana respectivă, dar faptul că stai cu el acolo și îl faci să se simtă bine până la urmă, că și el poate să alerge în același ritm cu tine, deși tu ești un alergător cu 10-15 ani experiență, iarăși e un lucru extraordinar, pentru că, uite, pentru că vorbeam de Dan, la fel am fost la o cursă cu el odată, el clar putea să alerge mai repede ca mine, el alergă mult mai mult ca mine și este mai rapid, dar în cursa respectivă a preferat să alerge cu mine, fără să-l intereseze ce se întâmplă. Nu mi-a zis-o, dar mi-am dat seama că putea să termine mai repede. Și ce efect a avut asta pentru tine, acest gest? E plăcut, pentru că mai schimbi două, trei vorbe, te ajută să-ți dai seama și cumva te stimulează, pentru că știi că el are o anumită experiență, știi că el aleargă într-un ritm și faptul că poți să ții ritmul cu el te ajută. Da. Deci, și cred că asta simt mulți alergători care aleargă cu cineva, de asta și eu încurajez alergările în grup și de fiecare dată prefer să alerg cu cineva, chiar dacă poate nu vorbim foarte mult în timpul alergării, eu mă gândesc la ceva, el se gândește la altceva, dar te ajută. Da. Și cumva acestea sunt exemple posibile a ceea ce întreține un anumit spirit de comunitate, nu? În rândul alergătorilor. Da, asta exact. Cu siguranță contrazice ideea de egoism. Da, fără îndoială. Da. Și de a împărtăși o preferință, o pasiune, a împărtăși cunoștințe, a împărtăși echipament, poftim, adică ideea asta de a împărtăși, de a pune parte, de a avea parte împreună la ceva, care ne umanizează pe toți, într-un fel. Da, apropo de lucrul ăsta, eu până acum câțiva ani n-am avut mașină și eu ajungeam la concursuri dând anunț pe pagina organizatorilor și la fel, am întâlnit alergători care fără să-ți ia niciun ban, pur și simplu te duceau până acolo, spuneau, stai liniștit că eu oricum veneam aici, adică faptul că... Și chiar am legat prietenii foarte, foarte bune cu oamenii pe care i-am cunoscut atunci, prin simplu fapt că cu ajutorul lor am ajuns la diverse maratoane greu accesibile. Da. Cum ți se pare ție, acum, conversația noastră, dacă ar fi să-i facem o acoladă de final, cum ți se pare, ce-am făcut până acum? Cum vezi tu această conversație? Păi, hai să spunem că am făcut lobby alergării. Da. Așa, și a fost o conversație care, cred că, mi-a reamintit așa motivele pentru care alerg. Și a fost, da, am redescoperit, pentru că nu întotdeauna te mai întreb de ce mai alergi, pur și simplu ești la alergare pentru că îți place. Dar conversația asta, da. Un prilej de reflecție împreună, de a reflecta împreună la aceste aspecte legate de viața în mișcare. Exact, da. Reflecție, cuvântul poate cel mai potrivit, da. Și am mare speranță ca, cine știe, în confortul, comoditatea care mă caracterizează, în sensul că îmi caut competițiile montane cât mai apropiate de Iași, deci cele îndepărtate sunt așa, Vatra, Dornei, Hidăieg, Ștlănic, Moldova, Legendele Neimirii, cam astea sunt zone, limitele la care m-am aventurat mai departe. Am fost o singură dată la un maraton în București, în pădurea de acolo, de la Autopeni, la Băneasa am fost la o cursă. Dar mai mult de atâta nu am făcut, pentru că am sentimentul că timpul pentru a te deplasa până acolo ia prea mult din viață și prefer să alerg mai aproape, dacă se poate. Dacă se poate prin pădure, într-adevăr ar fi ideal. Dar îmi trag nădejde să avem odată ocazia să ne și intersectăm și să putem continua conversații asemenea, dar viu, nu neapărat prin ecran așa.
Cred că ne vom intersecta la un moment dat, cine știe. Îți dai seama că la Iași așteptăm ca să alergăm aici și să povestim împreună. Sigur, sigur, cu mare plăcere. Eu de obicei, când merg la o alergare, mi-au și alte zile ca să vizitez orașul, așa că... Da. Deci e o experiență mai complexă, nu doar... Adică de obicei nu merg doar pentru alergare, de obicei merg să stau 2-3 zile în localitatea respectivă, da, așa că... Da, te imersezi un pic în mediul respectiv. Da, și de multe ori când merg chiar și la alte evenimente în alte țări, alte orașe, dimineața prefer să mă trezesc foarte devreme să cunosc puțin orașul în alergare, cred că este o experiență foarte, foarte, foarte utilă, chiar dacă nu sunt evenimente sportive și e reconfortant. Da. Deci înțeleg că asta e o formă de a intra în contact cu mediul, cu orașul în cazul. Da. Ați-l asumat, de a-ți crea o hartă personală a celor locuri. Da, și de o manieră de a cunoaște într-un mod mai rapid orașul. Da. Nu la pas. Frumos. Și dacă ai putea să decriptezi puțin chestiunea aceea pe care mie mi-a tras atenția, care ți-am mărturisit-o la introducere, la începutul conversației noastre, din introducerea cărții tale, cum adică boala entuziasmului? Ce putem spune despre așa ceva? O metaforă ca asta, care ar fi caracterizat, poate, ideea rapidismului? E un soi de euforie pe care îl găsești în permanență în rândul suporterilor rapidiști. O euforie contagioasă, aș spune, în sensul că indiferent de rezultat, oamenii sunt bucuroși, sunt cu zâmbetul pe buze, reușesc să găsească mereu partea pozitivă, chiar și într-o înfrângere a echipei favorite și au acest entuziasm că totdeauna viitorul va fi unul bun pentru echipa lor, chiar dacă pe moment... Acum ai dezlegat șarada. Asta cred că este cheia. Această idee, această concepție, de fapt, că viitorul va fi un... Credința asta, că viitorul va fi unul bun pentru echipa lor. Exact, și se bucură, indiferent de rezultatul prezent, pentru că știu că există, pentru că cred că există, pentru că vor sprijini echipa și pe mai departe pentru acel viitor frumos. Exact. Deci pentru posibilități. Da. Da, ce va fi. Da, aproape că este o poțiune a entuziasmului, nu o boală. Da, foarte frumos. Așa este. Abia aștept să ne revedem atunci, Pompiliu. Mulțumesc mult pentru aceste împărtășiri. Mulțumesc. Noi am stat acum static, nu dinamic, dar împărtășirile sunt despre viața în mișcare și sperăm să le putem readuce, poate și într-un episod 2 la un moment dat, în același set. Cu mare plăcere, Ovidiu. Mulțumesc și eu pentru o discuție. M-am simțit foarte relaxat și chiar mă bucur că mi-ai amintit puțin care sunt motivele pentru care alerg și... Asta e un lucru benefic. A fost o discuție utilă și pentru mine. Ai realizat cât de bogat ești, de fapt, și că, de fapt, faci multe lucruri pentru această bogăție și faptul că ești acolo, la munte, acum, arată că preferința asta, știi, te întregește. În felul ăsta ne-ai adus și nouă un pic o bucățică de munte, ca să ne inspire că acum vine vremea asta bună, acum la Iași și nori, dar vine vremea bună de mers, de ieșit și de-abia aștept aceste ieșiri. Urmează Vatra Dorne, urmează Slănic Moldova la mine, urmează lângă Bacău, Clubul Sportiv Atletis Iași organizează o primă cursă la localitatea Traian. Deci urmează explorări așa, care la iarbă verde, în pădure. Trebuie așteptăm să le facem. Asta e foarte bine, da. Te îmbrățișez de la Iași. Salut! Mulțumesc, te salut și eu și salut pe toți cei care ne-au urmărit. La revedere! Pa, pa! La revedere!